Ce este Parlamentul European? E bine, am venit la Strasbourg, în Franța, chiar la sediul acestei instituții, ca să înțelegem care este rolul său în organizația complexă numită Uniunea Europeană. La Parlamentul European se poartă cele mai importante dezbateri pe politicile europene care duc la decizii în interiorul blocului comunitar. Așadar, această instituție și Consiliul Uniunii Europene au rol de legislatori și împreună au competența să adopte și să modifice propunerile de legi, dar și să adopte bugetul Uniunii. Tot în atribuțiile Europarlamentului intră și supravegherea activității Comisiei Europene și a celorlalte organisme UE, precum colaborarea cu parlamentele naționale ale statelor membre. Viața de zi cu zi a cetățenilor Uniunii Europene este influențată de deciziile care se iau în Parlamentul European. Ca să vă faceți rapid o idee, vă dau și câteva exemple. Teme precum libera circulație, protecția consumatorilor și diferite sectoare ale economiei sunt pe agenda europarlamentarilor care propun, dezbat și votează pentru noi. Cu ce altceva se mai ocupă eurodeputații? Monitorizează utilizarea corectă a fondurilor Uniunii Europene. Parlamentul European și Consiliul UE adoptă cadrul financiar multianual odată la 7 ani, dar examinează și aprobă și bugetul anual al Uniunii. Aceasta este unica instituție europeană aleasă în mod direct de cetățeni, așa că are și rol de gardian al libertăților și drepturilor fundamentale și a democrației, atât în Europa, cât și în afara ei. E foarte mult de muncă în Parlamentul European și nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Aici se lucrează după o agendă anunțată cu foarte mult timp înainte, pentru ca europarlamentarii să poată veni pregătiți la ședințe.